Am așteptat să dea clubul uh, verdictul în cazul uh, JJ Papo. Se pare că este unul foarte grav. În sensul că are și fractură și ruptură de ligamente. Ceea ce înseamnă o accidentare de jumătate de ani, cel puțin pe margine. Vorbim despre unul dintre, Aș spune cel mai tehnic fotbalist din Liga 1, dar știți cum e. Uh, E bine să punem unul dintre cei mai tehnici, deși eu cred că e cel mai tehnic din Liga Ante, nu știu dacă mai poate face cineva ceva cu mingea cum face Papu. Nu vreau să discut despre arbitraj neapărat în meciul ăsta, ci despre alte aspecte. Pornind de la haosul și ceea ce s-a declanșat în momentul în care Săpunar a fost agresat în vestiarul Craiovei și a fost pus pe el lumina de agresor. Ei bine, acest Antoni Ivanov, care am văzut că s-a lovit la cap în prumești Dinamo, că a jucat la Dinamo în sezonul trecut și probabil că nu și-a revenit complet nici acum, mă gândesc, nu știu, zic și eu, a avut o intrare incredibilă, nu poți să intri așa la un fotbalist, mai ales ca Papo, din spate, decât dacă e sigur că nu-l accidentezi, că altfel nu ai cum, nu ai cum să nu-mi pui mie semnul dintre -mi bare dacă ai stau ceva la cap, că nu ai cum, că dacă tu ai fi fotbalist, ai vrea să-ți intre cineva așa, în fine. Să zicem că poate atât duce capul, că mai mult ca sigur nu are mai multe în cap. Și nu e vorba despre Antonov, că Antonov e un fotbalist de 2 lei. Nu contează, nu-i pe nimeni. Dar că Antonov a fost multe vedete în fotbalul românesc despre care nimeni niciodată nu a vorbit în termeni de genul în care au vorbit de săpunar, de exemplu. Pentru că Papa nu se știe cum își va reveni, de exemplu. Ok, -a avut dublu, nu a făcut dublă fractură, da. Și ligamentele sunt să ți le accidenteze un neisprăvit ăsta, un mijlocaș de asta adus de prin Liga 2 din Bulgaria sau de unde a venit, nu e totuși o, binecuvântare. Doar că lăsându-l pe ăsta la o parte și accidentarea asta gravă, care n-a fost sancționată de arbitru pentru că ăștia sunt arbitri și a dat clubul comunicat foarte bine că este al patrulea meci la rând în care clubul este dezavantajat. Nu o să mai pun uh, tunurile, să zicem, sau să mă discuția pe arbitri pentru că știu că nu-i duce cap oricum și știu că arbitrii români sunt niște oameni care nu au nu ar putea să facă nimic altceva că nu ar avea cum, din motivele de înțeles. Vreau să mă discuția către fotbaliști care au nenorocit alții, precum Mirel Rădoi, de exemplu, precum Florin Gardoș, precum Marius Sădăcătuș. Și iată-l și pe acesta. Au mai fost Alin Șeroni, eu îi știu pe toți, chiar și Ionel Ganea, când a rupt. Băi, fraților, ăștia... Bine, Ionel Ganea, hai să zicem că și-a luat porția lui. Deși Ionel Gane așa la porția lui, îl scoatem de aici din context. Că el a fost văzut ca un killer. Băi, dar restul au fost văzut ca super fotbalist. Cel puțin gartuși, dacă vă aduceți aminte cum i-a i, -a, i -a rupt piciorul băncile și a încheiat cariera lui de la Târgu Jiu, Mai știți, nu? A fost văzut un super fotbalist, niciodată nu s-a putut atinge nimeni de el cu o pană, de exemplu. Nu că merita sau nu merita, nu despre asta vorba, dar voiam să... Întinerez că durul săpunarul care a fost atentat asupra lui în Vestiarul Craiovei este văzut ca un smart 2, ca un rupător, deși să pună un arum pe nimeni, bă, tată, în 20 de ani de carieră. Și uite unul de ăsta, un bulgar de 1,60 m cât are ăla sau... Așa a făcut o nenorocire cu care s-ar putea un fotbalist să atârne toată cariera lui de acum înainte. Despre asta e vorba. Și ce m-a frapat cel mai mult e că am văzut comentariul unui domn cu gușe și peste care a trecut timpul degeaba, care e și la meciul Danemarca-România, dacă vă mai aveți -am aminte, el credea că România e calificată, că nu știu ce, în fine, care nenea ăla, un nene de ăsta de mai vezi așa prin parcuri, stând cu mâna în buzunar și privind suspect în direcții numai de el știute, de exemplu, a spus că nu înțelege ce s-a întâmplat. Deci el a ieșit pe targă, fraților, a ieșit pe targă are... și el nu înțelege. Și el nu înțelege faultul nu a fost de roșu. Atât timp cât presa este compusă din oameni de ăștia și oamenii ăștia sunt vârful presei de România, asta este ceea ce poate produce fotbalul românesc din toate punctele de vedere. Fiindcă ei nu scriu decât de, de ăștia de la FCSB că fac meci spectacol când și au bătai cu 5 de la pescar din Feroi sau de unde erau ea. Asta este presa și asta promovează. Și de-aia faultul ăsta o să treacă neobservat. -a, a făcut clubul acea sesizare, acel comunicat, dar nu o să intereseze pe nimeni. O să zică mai dă în aia, puncte, puncte. Cine e și Papu ăsta? Asta se discută. Mai mult ca sigur. La nivelurile astea. Nu o să se facă un cer, că Papu a fost în pe teren, de exemplu. Nu o să se facă un insaj mediatic al lui Ivanov să se ducă să joace, nu știu, prin unde vrea el. Să joace în Liga 3 -a din Israel sau din Grecia sau în Liga 2 din Qatar, pe unde i-ar fi locul lui. Nu, nu, nu. O să fie văzut că un fotbalist bun, un fotbalist cu 100 de meciuri în Liga 1 cu de astea. Fraților. Aici este diferența și aici se vede valoarea campionatului românesc. Pentru că eu vă zic că și că acum lumea e optimistă că uh, România se califică la Euro 2024. Vedeți? De asta nu ne lecuim niciodată și de asta un fotbalist ca Papua acum trebuie să stea să îndure și să nu știe ce i s-a întâmplat. Pentru că el n-a jucat într-un campionat atât de mizerabil cum era România până acum. N-a a jucat în Polonia, ok, nici la nu fi o lumină. Dar Polonia pe lângă România e cam cum e, nu știu cum să zic eu, România pe lângă... Uh, insule Comore, poate. Sau România pe lângă campionatul din Guiana franceză. Cam așa e diferența. Deci, am acolo. Și am vrut să subliniez asta sau în cazul săpunarului. Deși săpunarul a fost atacat și nu a agresat pe nimeni, s-a făcut tai cazul. Ok, nu contează că pe teren sau nu. Ăsta nu mai joacă. Săpunarul n-a lăsat nicio uh, urmă de agresiune. nu s-a întâmplat nimic. Pe când acest băiat, Papo, o să lipsească câteva luni. Și celălalt băiat, nu cred că o să fie linșat mediatic, cum ar merita, pentru că nu se intră frate așa. Dacă ești fotbalist și mai ai unul care știi că îl vezi, că ce poate să facă, nu îl deposedezi așa. Decât dacă ai probleme la bibilică sau dacă ești rău intenționat, nu există alt motiv. Și el ar trebui să fie tratat corespunzător, nu să zici că n-a fost fault, că a fost un pic întârziat, cum a zis nenea ăla care îi face... Nu, 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 nu asta. Dar pe mine, nu mă mai miră chestiile astea și <laughs> vă las și pe voi să comentați. Mie mi pare rău doar de papu pentru că nu merita să se întâmple asta, este un fotbalist străin cum România nu, nu poate să aducă în general, nu au cum să aducă, nu poți să aduci la uh, Botoșan sau la și sau la CFR sau pe unde mai aduc străin străin nu ăsta, cu genul ăsta de străin cum a adus la rapid. Vedem, în sănătușire grabnică, JJ și să sperăm că o să revii mai puternic.